sul stadion sau în postare de sport, poezia așa are intimitatea ei, până și această piață, oricum s-ar părea de intima, mie personal îmi pare un pic improprie dialogului poetic. Fiindcă și noi care o să vă spunem poezie, vă privim cum ne priviți cu poezia din dumneavoastră pe care o aveți. Până la urmă, haideți să fie acesta un dialog între noi și puținii cititori de poezie care mai sunt. Noi, eu cel puțin nu îmi fac iluzii că e o bătălie pentru cartea de poezie, așa cum a fost întotdeauna, poezia și-a avut publicul ei adevărat de calitate, dar prescuns ca nu. Nu cred că astăzi lucrurile s-au schimbat în vreun fel, și astăzi sunt cititori puțin de poezie, dar aceia care sunt buni. Se scrie ce spune astăzi mai mult decât se citește. Poate că e parțial adevărat, dar în total nu e să se citească mult, ci să se citească bine și să se citească doar ceea ce este cu adevărat.